Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și de asemenea cu un nou invitat, de fapt o revenire în studioul nostru a domnului Virgil Archihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie. Domnule președinte, bine ați venit! Frate președinte, bine ai venit! Frate Amin. Președinte, Amin. Extraordinar, mă bucur Amin. Că... în libertatea noastră pe care Dumnezeu l-a dat, ne putem adresa și cu domnule, dar mai ales cu fratele. Și cu domnule și cu fratele. În seara aceasta o să continuăm cu fratele președinte. Amin. Cu permisiunea dumneavoastră. Și încheiem cu frate. Și încheiem cu frate. Mă bucur să ne revedem și de asemenea să tratăm un subiect, aș spune eu, mai practic al vieții noastre. Noi, pe telespectatorii noștri, i-am obișnuit în general cu tot felul de teme, cu titluri sofisticate și tot felul de, să spunem, de abordări al anumitor realități pe care le parcurgem împreună cu ceilalți cetățeni ai României. Dar în seara aceasta mergem spre viața practică a noastră, spre viața noastră reală, a spune, și anume despre viața creștină, despre aspectele practice ale vieții creștine în vremuri de criză. Așa că, frate președinte, haideți să o luăm așa puțin cu... începutul, ce mai faceți, cum mai sunteți în perioada aceasta? Suntem în preajma sărbătorilor pascale, urmează o perioadă, să spunem, cu multă tensiune. Deja discuțiile sunt la nivelul societății. Practic, marea criză pandemică pe care o trecem este încă în desfășurare. Și cum sunteți acum după un an și ceva de rezistență în toată această stare. Da, eu vreau să spun despre mine că sunt mai înțelept puțin decât am fost anul trecut. Dar atunci când mă refer la înțelepciune, mă refer la faptul că e acea înțelepciune care vine de sus. Nu că am citit mai mult, pentru că au fost vremuri grele în care cred că majoritatea oamenilor s-au îndreptat spre a depăși toată starea aceasta, nerefugindu-se în cărți, ci a încercat să supraviețuiască acestor vremuri. Dau un exemplu. Cine și închipuia că vom, acum 6 luni, că vom vorbi de al treilea val de boală? Prea puțin, nimeni. Nimeni nu ne trecea. Ori acum vorbim despre al patrulea. Deja vorbim despre al patrulea. În toate aceste lucruri, al întâi, al doilea, al patrulea, val, al cincilea, al zecea, nu contează, Iisus Hristos este același. Și El rămâne același. Și gândul nostru trebuie să rămână la Evanghelie. Și poate a fost pentru mulți un timp bun în care să se întoarcă la Cuvântul Dumnezeu. Să găsească prin casă, eu mă refer la român în general, nu la un român evanghelic, la român în general, să găsească prin casă Biblia aceea prăfuită pe care a uitat-o și să înțeleagă cum îi vorbește Dumnezeu prin cuvânt, așa cum a vorbit în vechime și mai ales cum vorbește astăzi, zice, prin Fiul. Mai ales că suntem în preajma sărbătorilor pascale. Meditam noaptea trecută la ucenicii la Marea Tiberiadei. Mântuitorul Hristos spune femeii, spuneți fraților mei, ce frumos. Ne vedem în Galileea. Ucenicii sunt acolo și știți ce fac? Se apucă de pește, de pescuit. Cu alte cuvinte, Domnul întârzie, era pe mal, le pregătea de mâncare. Dar ei s-au întors la ce știau ei, la ce credeau ei că știu să facă mai bine. Și frumusețea acestui pasaj pentru mine este următoarea, că Domnul Iisus Hristos îi întreabă, le reamintește partea trecutului lor cu pescuirea minunată și așa mai departe, dar cu alte cuvinte vrea să le spune ceva. Știți ce? Viața voastră trebuie să aibă un început cu adevărat. În sensul că de acum voi înțelegeți viața prin prisma Hristosului ce înviat. Nu a lui Iisus învățătorul. Nu a minunilor. Nu a tămăduirilor. Nu a învățăturii. Nu a faptului că am fost cu voi și n-ați lupsit de nimic. Ci a Hristosului ce înviat. Și cine înțelege și își raportează viața până la urmă destinul veșnic la Hristosul ce înviat, cu siguranță că va reuși să treacă și peste încercă de genul acesta cu pandemie. Eu am fost bolnav în ianuarie. Pentru mine a fost o experiență extraordinară faptul că, deși am îmbolnăvit toată familia, prea multe vizite așa, nimeni din familie nu a spus, știi ce? Din cauza ta. Din cauza ta.
Nu ți-am spus noi că trebuia să faci așa? Nu ți-am spus noi că trebuia să te speli pe mâini mai mult? M-am spălat de... Nu ți-am spus noi că trebuia să folosești mai mult dezinfectant? Nu ți-am spus noi că nu trebuia să te duci acolo? Dar trebuie să zicem un lucru. Că, ca și prezbiter, ca și pastor, noi trebuie să fim în mijlocul oamenilor. Mai ales în vremuri de pandemie. Citeam că în secolul III, în Roma, a fost tot o pandemie, o ciumă. Că până la urmă toate sunt ca o ciumă. Da. Mureau între 5 și 6 mii de oameni zilnic. Au fost mulți creștini care au plecat, dar au fost și creștini care au rămas. Și știți ce au făcut? I-au ajutat pe cei în suferință. A fost lângă ei. Mulți cu prețul vieții. Au fost pastori, au fost preoți care s-au dus cu bună știință în mijlocul celor care au suferit. Cu ei la spital. Vedeți ce luptă este acum, poate vom ajunge în a permite preoților să meargă, pastor, să meargă la spital, să vorbească cu omul. Poate pentru unii pe ultimele clipe. Și bine ar fi ca și cei ce conduc țara să înțeleagă o parte din ei, că unii au înțeles, să înțeleagă că omul este nu doar ființă biologică, este o ființă vie cu sentimente, cu trăiri, cu teamă, cu speranță, cu gânduri pentru viitor. Și tu îl bagi într-un pat de spital, îi pui un aparat pe... Și ce faci cu omul acesta? Spuneam, am petrecut două săptămâni chinuitoare, dar am retrăit nopți de rugăciune personale cum n-am mai fost de mulți ani. Și stau și mă întreb acum, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat această boală. Mulțumesc că a fost unitate în familie. Mulțumesc că am văzut dragostea fraților și soților din adunare, care ne-au ajutat, au venit la poartă, ne-au dus tot ce trebuia de mâncare. Dar mai ales că am stăruit mai mult asupra cuvântului și mai ales a rugăciunii. Pentru că m-am mulțumit, nu vreau să spun alții, cu trei rugăciuni. Una dimineața, Doamne, ajută-mi. La 12, Doamne, mulțumesc pentru masă. Și una seara, Doamne, te rog să mă bindesc la noapte. Și altceva. Nu doar când te rogi pentru tine când ești în suferință, dar când spui, Doamne, eu sunt în suferință, dar sunt alții în mai mare suferință ca mine. Dă-mi și mie harul tău să trec pe aici, dar dă-le și lor harul tău. Am avut prieteni apropiați care au trecut și credincioși și necredincioși, care au trecut din lumea aceasta. M-a durut inima pentru ei. Și vreau să spun sincer și ascultătorilor, au fost multe dăți în care m-am întrebat, dar eu? Prietenul meu drag, Corneliu Constantinianu, cu o săptămână înainte să intre în spital, mă sună și spune, te-am rugat să-mi scrii ceva. Și zic, n-am putut că mi-a fost rău. A, ce ai avut? Uite, am avut așa, zice, eu n-am avut încă. A fost o săptămână, așa, două săptămâni, așa. Pentru mine a fost foarte greu, așa. Pentru că am zis așa, Doamne, omul acesta era o valoare în lumea evanghelică, teologică evanghelică. Incontestabilă. Eu nu sunt un teolog, nu sunt așa. Ce mai e cu mine? Soția m-a încurajat, a zis, zice, mai trebuie să te pocăiești. Noi am obișnuit cu atât de mult de bine, binecuvântări, de să ne meargă, să spun tot așa, treburile cum ne dorim. Noi că la un moment dat când dăm de o asemenea încercare, să zicem, băi, are Dumnezeu ceva cu mine. Eu așa am crezut. Da. Ceea ce nu e neapărat obligatoriu. Dar adevărul despre mulți dintre noi, ca și evanghelici, trăim un creștinism confortabil. Să nu ne deranjeze nimeni, să nu ne spună, să nu așa, predica la adunare să nu fie prea tare, așa, să fie, Domnul Iisus iubește pe toată lumea, dacă aveți probleme, rugați-vă și Domnul Iisus vă rezolvă toate problemele, stați liniștiți, dacă vă dați la colectă banii și mai puneți și ceva în plus, este bine. Când asta e viața de credință. Nici de cum. Nu este. Nici de cum. Un alt aspect al vieții practice despre care vreau să discutăm astăzi este suportul celorlalți. Ați spus foarte frumos că familia a fost alături de dumneavoastră, deși au trecut și ceilalți membri prin încercarea aceasta. Dar cum l-a simțit din partea altor credincioși? V-a sunat cineva? În momentul în care au venit cei de la ambulanță, și m-au declarat pe mine și familia pozitiv, în secunda următoare am postat pe Facebook. Iubiți prieteni și dușmani, vă anunț că am COVID, nu știu cum va fi,
mă rog Domnului să fie bine, dar vreau să știți din gura mea, pentru că n-am nimic de ascuns. Nu este o rușine să fii bolnav, nu este un merit să fii bolnav, doar vreau să știți că sunt bolnav de boala aceasta. Încurajări și rugăciune ați avut tot timpul. Vreau să vă spun un lucru. Mi-a trimis cineva o înregistrare de la o adunare penticostală, nu contează numele. Și mi-a spus, cel de acolo a zis, știi ce, am un prieten bun la Târgoviște, frate Vigil, e bolnav el și familie, hai să ne rugăm pentru el. Altceva mi-a trimis din partea cealaltă la adunare baptistă, de la adunare adventistă, de la creștinul Evanghelie. Cumva sunt și oarecum o prezență publică în lumea evanghelică și am fost sunt puțin mai bine cunoscut ca și alții, dar vreau să vă spun, faptul că am simțit binecuvântarea aceasta a rugăciunii celorlalți și am înțeles un lucru, că la fel trebuie să fac și eu cu ei. Pentru că sunt bucuros când altul mă caută și spune, sufă alături de tine. Dar când e suferința lui, eu ce fac? Sigur, este foarte greu să iei 100 de oameni sau 200 de oameni să spui este așa. Dar știți ce? Eu fac așa. Unde văd că este suferință mai mare și că este un om mai uitat de ceilalți, pe acela îl sun. Nu pe acela care îl sună toți. Pe cel care nu știu sigur că nu sună nimeni. Și nu doar atâta, îl amintesc în rugăciunile mele pe nume. Așa fac eu. Cred că este un lucru extraordinar, mai ales spuneați puțin mai devreme despre datoria aceasta creștinească ca parte a slujirii de a vizita bolnavii chiar atunci când sunt poate nu în cea mai bună stare și în pericol de a afecta și pe cel care vizitează, da? Și pe pastor sau slujitor. Activitatea asta, să spunem, extra-bisericească. Eu nu știu unde să o poziționez vizita bolnavilor, dacă este o lucrare bisericească sau pe lângă biserică. În continuare a slujirii din biserică în exteriorul ei. Foarte frumos. E ca o continuare. Este o continuare. La început a fost un mare entuziasm. Nu știu dacă vă aduceți aminte, acum un an de zile, când a început starea de urgență, foarte multe biserici s-au activat cu ajutoare, cu sunatul, cu grupuri de WhatsApp. Lucrurile au mai stagnat după aia. S-au mai... liniștit, așa, în momentul verii, când a venit valul 2, atunci iar au mai început, dar acum văd din ce în ce, sau aud din ce în ce mai puțin activități dintre acestea filantropice, sociale, de ajutorare a bătrânilor. Poate se face și nu știm noi, dar vreau să spun că la început, față de cum era la început, atunci a fost așa un boom, o explozie de oameni care ieșeau, se duceau, ajutau bătrânii la cumpărături, erau gata să facă orice. A fost așa, parcă o strângere, o mobilizare mult mai mare decât acum. Știți ce? În Evanghelie găsim răspunsul. Zice, să nu obosiți în facerea binelui. Am obosit. Deci se poate obosi. Se poate obosi. Și toată Evanghelia spune așa, dar noi nu cădem, de aceea noi nu cădem de oboseală. Eu trebuie să știu un lucru, când am o chemare de a fi pastor sau prezbiter sau diacon, împlinește-ți bine slujba la care ai fost chemat. Pentru că va veni și o zi a cercetării și a judecății. În același timp, noi ceilalți, ce observ, pandemia aceasta ne-a prins și pe o răcire a relațiilor frățești din multe biserici. Nu mai vorbesc de între noi ca și evanghelici, dar în biserici locale. Discuții, nemulțumiri. Distanțarea. Am condamnat pe cei care ne-au introdus noțiunea de distanțare fizică, dar noi o trăiam. Noi o trăiam, trăiam în ea, dar nu voiam să recunoaștem. A fost bine că parcă ne-a trezit lucrul acesta. Pentru că atunci că s-a oficializat, practic. Da, și am realizat, măi, unde am ajuns? Unde am ajuns? Ne dăm bună ziua duminică dimineață, ne rugăm la general joi seară și restul, fiecare, cum zice cuvântul, își vedea de drumul lui. Fiecare în pătățica lui, în văgăuna lui, trăim, mereu spun lucrul acesta, că perioada în care trăim acum seamănă cu cea a judecătorilor, da, când urcau și coborau în credință. Și fiecare făcea ce vrea. E foarte important. Da. Aproape fiecare. Frate președinte, un alt aspect practic al vieții noastre este raportarea la ascultare. Aici vorbim de ascultarea de Dumnezeu în primul rând, dar trebuie să
ne raportăm și la autorități. Acum, nu sunt omul care crede că întotdeauna autoritățile au cele mai, să spunem, creștinești gânduri și întotdeauna reprezintă voia lui Dumnezeu, dar cel puțin și atunci când ne convine, Dumnezeu spune să dăm cezarul cel cezarului și lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Cum vedeți dumneavoastră dilema aceasta a creștinului? Una dintre, ca să spun așa, percepție personală este că pandemia aceasta, pe lângă multe alte lucruri, a prins pe credincioși într-o stare de, să spun așa, de nemulțumire generală. Nemulțumit de păstor sau de prezbiter, de predică, de biserică, de societate, de familie, de copii, de soție, de soț. Nu știu cât de mulțumiți erau de ei înșiși, da. Dar în general aici suntem mai îngăduitori cu noi înșine. Ne-a prins în starea aceasta de nemulțumire generalizată la nivelul societății. Al doilea lucru, au fost multe măsuri pe care a trebuit să le suportăm, care, cum spuneai tu, unele n-au fost bine explicate, alte au fost luate fără niciun așa suport științific, altele au fost luate pentru că așa era politica unui anumit partid. Întrebarea este, eu ca și credincios, cum mă raportez la această situație? Ce trebuie să fac când sunt prins în vâltoarea aceasta a nemulțumirilor din interiorul meu, din casă, din biserică, din societate? Sunt convins că mulți care au trecut prin situația aceasta de a nu avea servici au avut mari probleme datorită imposibilității de a asigura pentru copii ceea ce să mănâncă, dar rate la bancă și multe alte lucruri. Cum rezolvăm această situație? Și răspunsul pentru mine nu poate să fie decât să pornească din interior. Deci eu trebuie să identific care este sursa nemulțumirii mele generalizate față de toată lumea. Și în primul rând, acel lucru trebuie să fie o stare de mulțumire față de nemulțumire față de mine însumi, că nu sunt în stare să mulțumesc Dumnezeu pentru toate lucrurile. Este o stare de maturitate duhovnicească. Și abia acum vedem că nu mulți creștini au ajuns la această stare de maturitate duhovnicească în care se poate să spună mulțumim pentru toate lucrurile. Pandemia aceasta a venit în afara voiei lui Dumnezeu? Nu. Nu, n-a venit. N-a venit în afară voie Dumnezeu. Vaccinurile. Haideți să vorbim, da. Au venit în afara voiei lui Dumnezeu? Nu. Toate sunt așa. Cum mă raportez eu la ele? Eu nu sunt acum nici, că nu e misiune nici pro sau contra la ceva. Dar eu trebuie să înțeleg că lumea aceasta nu este la întâmplare. Dumnezeu n-a pierdut controlul acestei lumi. Ceea ce mi se cere mine este ce? Să rămân credincios și să rămân în credința că Dumnezeu poate, că Dumnezeu poate și în vremuri de pandemie să-mi poate de grijă. Pentru că vrea și poate și vrea să-mi poate de grijă în aceste vremuri turburi. Și mai să mai știu un lucru. Pandemia va avea un sfârșit. Eu trebuie să mă pregătesc pentru ieșirea de acolo. Cum mă voi prezenta eu înaintea familiei, înaintea adunării, înaintea prietenilor, înaintea lui Dumnezeu, după ce se va încheia această pandemie? Pot să spun, am rămas statornic în credință. Am trăit credința în lucrurile de amănunt. Nu mi-este rușine să privesc în urmă. Pot să spun că am fost un bun exemplu, nu model, un bun exemplu pentru cei din familie, pentru adunarea locală, pentru biserica locală, pentru ceilalți. Sunt tare dezamăgit de modul în care mulți credincioși, cel puțin în segmentul pe care eu îl cunosc, au părăsit adunarea pentru că s-au mulțumit să stea acasă și să asculte fel de predici fantastice, aparent, nemai auzite, dar cu mari slăbiciuni de, ca să nu zic doar teologice, și de raportare la înțelegerea, am primit multe predici din afară. Mi-am permis la câțiva să spun, știți ce, veniți înapoi în România și hai să trăim împreună de aici. Ce îmi dai mie sfatul din America cum să trăiesc eu în România?
sfătuiește-te pe tine și pe ai tăi de acolo și aici dacă e nevoie. Dacă eu cred că am nevoie, te sun eu. Dar nu veni să-mi baci pe gât sfaturile tale de ce trebuie să faci, să fac eu în România când tu ești în altă parte. Atâta timp cât nici eu nu vin să spun ție. Nu mi s-a părut politicos ca să ni se dea sfaturi. Am dat în America un exemplu. Vin Argentina, Australia și așa mai departe. Dar marea una din marile probleme cu care ne-am confruntat și care cred că a lăsat multă slăbiciunea noastră în a înțelege că adunarea locală este o comunitate de credință în care suntem împreună acolo uniți de dragostea Domnului Iisus Hristos. Uniți și în dragostea Domnului Iisus Hristos. Și acolo suntem de tot ce să ne susținem unul pe celălalt. A trecut perioada criticilor, a trecut perioada în care ne dădeam așa expresii, în care eram neinteresați de ceilalți. Suntem împreună. Suntem împreună și că ne slujim unii pe alții, că ne sprijinim unii pe alții, că ne rugăm unii pe alții, asta trebuie să fie o dovadă clară a faptului că Biserica Domnului Iisus Hristos este vie, Cuvântul este viu, Duhul Sfânt lucrează și astăzi în biserică și produce schimbări și astăzi în inima credincioșilor. Slavă Domnului! Adevărat și mă bucur că ați abordat și subiectul acesta al învățăturilor care circulă pe internet. Așa zisă biserica online, care ia aripi și în România, bun, ea a început de ceva timp, dar în perioada aceasta a pandemiei s-a extins și, bineînțeles, în detrimentul bisericii locale. Aș vrea să vedem până la urmă. Biserica online poate în crezul dumneavoastră, poate înlocui biserica locală? Poate suplini pentru o vreme în condiții de restricții, dar nu poate înlocui. Asta cu siguranță. Poate predicarea, poate, știu eu, nici măcar consilierea, adică nu cred că cineva, ce să mai vorbim, vorbeați de vizite la bolnavi. Spuneți-mi mie, cum cineva de nu știu unde poate să vină să viziteze un bolnav aici sau, știu eu, să se roage? Se poate, dar să stea, să știu eu, să mai facă și altceva, se aducă poate un ajutor, da. E foarte dificil. Nu mai vorbim de actele de culc, tot s-a vorbit despre mormântări și de căsătorii și alte servicii. Da. Nu mai vorbim de cina Domnului, dar ținem aminte câte discuții și am trecut, am discutat cu dumneavoastră. Sigur, și cu ceva. Eu rămân și astăzi fidel la acestui principiu. Masa Domnului este pentru biserica, adunarea reunită. Nu pentru familie, nu pentru... E cu totul altceva. Dar masa Domnului este pentru adunarea reunită într-un anumit loc anume. Pentru mine. Pentru ceilalți, fiecare cum crede. Slavă Domnului! Haideți să vorbim puțin și despre misiune puțin. Cum mai vedeți dumneavoastră aspectul acesta misionar al bisericii? Nu știu dacă în perioada aceasta s-au mai deschis noi câmpuri de misiune în România sau, știu, biserici noi. Pentru că de obicei când faci misiune ai de a face cu oameni. Iar limitarea aceasta a călătoriilor, nu o să te poți duce într-o localitate unde nu aparții să iei legătura. Îți trebuie motivație, îți trebuie o declarație, pe de o parte limitarea libertății de circulație, dar pe de altă parte și libertatea aceasta a întrunirilor. Deci nu te mai poți face adunări de evangelizare. Nu se mai fac. Nu s-au făcut concerte, nici măcar în lumea seculară nu s-au mai făcut asemenea adunări. Cum credeți dumneavoastră că mai rămâne misiunea aceasta a bisericii de a duce Evanghelia mai departe pe câmpurile unde n-a mai călcat nimeni cu Evanghelia? Adică ar mai fi posibil? Este foarte posibil. Deoarece misiunea este nu trebuie văzută doar ca ceea ce eu fac în adunarea locală sau am continuat să dau bani pentru lucrarea de misiune? Sigur. S-a continuat misiunea? S-a continuat. Am continuat să mă rog pentru misionari? S-a continuat misiunea? Am spus în continuare, vedeți, mesajul Mântuitor a zis, mergeți în toată lumea începând de unde? De la Ierusalim. Exact. Așa. Bun. Poate mulți dintre noi ne-am focalizat prea mult pe marginea lumii, marginea pământului și am uitat ce? Ierusalim. Locul unde suntem. Sigur. Am uitat Ierusalimul, am uitat ce? Samaria, Galileea.
Și am spus, da, e nevoie de să mergi până la marginea Pământului, sigur. Dar ca să ajungi la marginea Pământului, trebuie să... Unii merg până acolo. Dar eu, vecinul meu, vecinii de bloc, vecinii de adunare, ce au văzut în aceste vremuri cumplite la mine? Aceeași statornicie? Aceeași credință? Sau din contră... îngrijorare, nemulțumire, ca și la ei. Domnule președinte, frate președinte, știu că vă plăcea și știu că obișnuia să bateți țara în uși în lat, în calitatea dumneavoastră de lider. Acum apelez la calitatea dumneavoastră de lider al bisericilor creștine după Evanghelie din România. Aveați și aveți în continuare, dar aveați și plăcerea și responsabilitatea aceasta de a vizita adunările din țară. Mai mari, mai mici. Știu în special cele mici. Știu că vă bucurați și cu adunările mici. Da. Acum lucrurile acestea sunt mai dificil de făcut. Mă ales că ați trecut și prin experiența aceasta. Cum credeți, dumneavoastră, că mai rămâne acum cu păstorile acestea bisericilor? Și aici vorbim de păstori pentru păstori. Că, până la urmă, și păstorii și slujitori au și nevoie de o încurajare, de o vizită a unui lider. Sigur. Chiar de vizita dumneavoastră. Știu eu, de o întâlnire de părtășie a liderilor, a slujitorilor. Până la urmă, știți că noi tot vorbim de la firul ierbii, credinciosul, dar câteodată de slujitor nu prea vorbim. Da, uităm că slujirea se face prin slujitori și că la rândul și ei au nevoie de sprijin, rugăciune, ajutorare și așa mai departe. Țin minte că undeva prin anii 90 mi-a povestit un coleg că în Franța era pe vremea aceea un centru pentru păstorirea păstorilor. Treceau prin depresii, prin stări de boală, prin neînțelegeri, prin îndoieli și atunci era locul acesta unde câțiva frații maturi în credință erau alături de ei. Ce vreau să vă spun? Eu mi-am redus câmpul de vizită din țară la nivelul județului și am vizitat adunările mici din județ pentru că eu nu pot să trăiesc fără să vizitez adunările. Și am luat adunările mici din județ, le-am luat așa, vorbind ca între frați, așa, chiar cu suspine din partea soției. Iar pleci, iar te duci, iar așa. Dar le-am spus, dacă noi ca adunare mare din Târgoviște, când suntem 120-130, ne este greu. Dar adunarea de 10 oameni. Aceea în care a rămas un singur frate care mai predică. Adunarea aceea cum e. Sau este o adunare unde sunt 15 surori, jumătate din ele sunt văduve și se duce cineva duminică de duminică acolo. Omul acela n-a obosit, hai să mă duc și o duminică. Deci în sensul acesta doar în luna februarie, ianuarie februarie mi-am limitat drastic datorită că bolii, dar mi-am revenit și dar la nivelul județului, parcurs sunt prefaz, discut cu ei. Eu nu prea sunt ademn întâlnirilor pe Zoom, nu prea sunt așa. Prefer să stau de vorba la telefon cu ei, să-i caut, să îmi găsesc un motiv să-i vizitez și când ai drag de frații, nu trebuie să aștepți duminica să-i vizitezi. Poți să-i vizitezi cu săptămâni. Aveți tot timpul telefonul deschis, mereu foarte, să spunem așa, responsiv, cum spun americanii. Spre disperarea soției. Tot timpul răspundeți, tot timpul sunteți în mesagerie, asta este un lucru bun, dar pe de altă parte vine și epuizarea. Acum, dați-mi voie să ne întoarcem puțin la început. Am vrut să vorbim despre slujitori și în funcția dumneavoastră, sunteți de mulți ani în funcție de conducere și în cadrul Alianței Evanghelice și în cadrul cultului. Știu agenda foarte ocupată întotdeauna. Întotdeauna știu că n-aveți timp. Și întrebarea este cum ați reușit să rezistați totuși? Am făcut socoteala. Mi-am cumpărat o mașină nouă în 2011 și la sfârșitul anului trecut aveam 440.000 de kilometri făcuți în România. Nu în afară. În România. În România.
aparent, am crezut mult timp că drumurile acestea postece destul de ușor peste ele, dacă mai e o vitamină, dacă e așa. Nu este așa. Cu trecerea anilor încep să te resimți. Dar vreau să vă spun un lucru. În ciuda oboselii, bucuria de a fi cu frații, de a împărtăși cu ei din bucuriile lor, din suferințele lor, vedeți, bucuria aceasta sufletească întrece de multe ori o oboseală. Al doilea lucru, dacă acasă nu ai soția care să te înțeleagă, să te sprijine și așa, este foarte greu să treci peste toate aceste perioade de du-te-vino, pentru că săptămâna trecută am fost la evanghelizare cu Nedoara. Și le-am spus acolo fraților că, virgulă, cândva m-a întrebat un frate american, foarte comod de felul lui, cum e să fii președinte în România de cult. Și a spus foarte ușor. S-a uitat așa la mine. Pe cum ușor? Păi foarte ușor. Te plimbi cu mașina, vorbești cu frații. Zic, greu știi ce este? Zice, nu, să fii soție de președinte. Să fii soție de președinte. Pentru că eu plec, merg, sunt atent, așa, așa, ea stă acasă. Ea stă acasă o zi, două, trei, patru. Stă acasă și ce face? Are casă, are copii, dar are și grija mea. Are și grija mea. E greu să fii. E greu să fii. Dar vreau să spun, și nu vreau să fiu acum lozincat, patetic. Știți, mie Domnul mi-a dat harul de a nu simți oboseală. Nu. Am adormit de două ori la volan. Au fost nopți pe care le-am dormit în mașină, în parcare. Pentru că simțeam că nu mai puteam. Mai ales după experiența ieșit de două ori din așa, și de nu mă simt confortabil în avion. Nu mă simt confortabil. Și atunci am preferat să merg cu mașina. Și pe de-o parte știu un lucru. Au fost momente în viața mea când am văzut mâna lui Dumnezeu care m-a ocrotit, pentru că la 10 minute în fața mea a fost un accident. Și am întârziat pe drum, aparent dintr-un anumit motiv. Au fost multe. A fost mâna lui Dumnezeu cu mine. Știu asta în mod clar. Nu am niciun fel de îndoială. În același timp, Dumnezeu ne cere să fim și înțelepți și să înțelegem că cu trecerea anilor, capacitățile noastre fizice nu se reduc. Avem mai puține resurse fizice să fim tot așa de activi în lucrare. Și aici știți care este minunea? Atunci când găsești un tânăr care merge cu tine. Și prea el povara cu șofatul lui. Prea el multe din poverile acestea. Pentru că slujitorul lui Dumnezeu, știu, poate părea așa patetic, el este, chiar dacă stă acasă, inima e tot la lucrare. Mintea este tot la lucrare. Nu că el se duc de casă, nu. Dar își face timp în familie să se gândească la lucrare, să se roage pentru frații lui de lucrare, să-i sprijine așa cum poate. Și din când să-i viziteze. Ați adus un aspect foarte, foarte frumos și vreau să mai discutăm puțin despre asta. A spune că una din marile provocări ale rujitorului, ale liderului, este să crească la un moment dat pe cineva pe lângă el. Sau să pe cineva poate să fie 1, 2, 3, cât poate, astfel încât să împartă lucrarea și la un moment dat chiar să o dea mai departe. Bineînțeles, au fost și exemple în care unii lideri au ales greșit, poate un discipol sau doi au fost dezamăgiți, dar știu că e foarte greu de crescut oameni și cred că una din provocările dujitorilor este de a uceniciza, să știți, de a găsi pe cineva care să fie în același spirit cu tine, să aibă aceeași. Bineînțeles, nu poate nimeni mai fi decât e un singur Virgil Achihai în lumea asta. Eu asta le spun colegilor. Să știți că cine va veni după mine nu va fi ca mine. Poate să facă mult mai mult sau mai puțin, dar ca mine nu poate, pentru că eu sunt unic și toți suntem unici. Da, dar e o provocare. Știți cum e? Trupul îmbătrânește, duhul ar vrea să facă, inima ar vrea să facă, să se ducă, să călătorească, să fie prezent dacă se poate în mai multe locuri în același timp. Dar trupul e trup. Nu avem ce face. Și la un moment dat trebuie să facem alegerea aceasta. Cum vedeți dumneavoastră problema aceasta? Pentru că știu oameni care stau într-o poziție, cel puțin sunt biserici, unde cu greu vin tineri.
și numai la bisericile de țară, să știți, în care vin tineri slujitori, misiuni în care tineri slujitori nu sunt angrenați, nu sunt încurajați. Eu știu, nu toată lumea are aceeași chemare, da? Dar la un moment dat, bine, și vremurile se schimbă, e greu să găsești un locuitor, dar cred că Dumnezeu ne cheamă să facem și ucenici, să dăm mai departe lucrarea și altora. Da, poate accentul nu a fost bine pus să găsesc un locuitor. Tocmai mergeam pe ideea că și persoana și slujirea sunt unice, că sunt fiecare diferit. Dar cred că accentul a trebuit pus pe colaboratorii în lucrare. Colaboratorii în lucrare. Unul din lucrurile pe care le-am înțeles tare greu eu este următorul. Că nu sunt chemat să fac totul. Asta e o mare greșeală pe care o facem noi, toți. Da. Nu sunt chemat să fac totul. Și soția mea a fost de mare ajutor aici și, mi-a explicat multe lucruri. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci, sunt lucruri pe care trebuie să încurajezi pe alții să le facă. Dar ceea ce eu am susținut dintotdeauna, poate părea așa ca o lauda de sine, dar nu e așa. Eu am spus, dacă nu lăsăm pe cei din urma noastră să greșească, dar când vor învăța? Dacă nu îi lăsăm să greșească acum când suntem lângă ei, vor greși singuri și va fi mai rău. Sigur, dacă cineva stăruie în greșeală, atunci trebuie corectat. Dar a greși este omenește, nu-i așa? Și atunci trebuie, chiar și în lucrare. Pentru că vreau să vă spun așa, cu toată sinceritatea, ca și până acum. Noi ne-am greșit în trecut în ceea ce am făcut. Păi, pot să scriu caiete despre... sigur, câteodată îmi spun așa, eu am făcut mici greșeli, dar alții au făcut mari. Nu, cu toți am făcut greșeli. Dar, din păcate, în România această activitate de mentorare este necunoscută și unde se cunoaște este neglijată. Mai mult decât ucenicizare. Este să iei pe cineva și să-l crești lângă tine. Ni se dă foarte frumos aspectul acesta cu Pavel, Apostol Pavel și Timotei. Da, sigur, este foarte frumos. Ilie și Elisei, da, așa. Dar este și greu. Știți de ce? Pentru că eu vorbesc la general, nu toți oamenii. Adică câteodată eu am avut impresia că unii de lângă mine parcă m-ar îmbrânci. Și nu te simți bine. Ce trist este când în taină ajuns pe cineva și când omul acela sau oamenii aceia în public nu te vorbesc de rău, că nu știu despre tine. Spun așa, eu am ajuns aici prin forțele mele. Nu știu adevărul, de fapt, cine a fost. Băi, când eu am fost în spatele tău, așa. Dar știți ce? Mă gândeam, i-am mulțumit eu Dumnezeu, Domnul Iisus, că El a fost mereu în spatele meu. Și atunci, dacă eu nu i-am mulțumit, lasă-l așa, să creadă că El a făcut. Pentru că tare mi-e frică mie. Și m-a rugat Domnul să mă ferească este o expresie în Biblie aceea. Și căderea i-a fost mare. Mi-e frică de căderile mari. Mi-e frică de cădere mari. Și am văzut oameni aparent mari ai credinței. În scurt timp s-au prăbușit. Pentru că este clar că ei și-au zis de totul pe un nisip care înseamnă mândrie, interes personal, dorința de putere. Dorința de putere. De a controla. De a controla pe credincioși și de a te vedea liderul suprem, ceea ce este conducătorul. E o competiție aici, să știți, cu foarte mulți adepți, cu manipulare pe toate planurile. Din păcate. Este un model care a fost preluat. Și manipularea sfântă este periculoasă. Frate președinte, am vorbit despre bisericile din România, despre lucrarea din România, despre problemele acestea. Asta ne gândim puțin și la frații noștri de dincolo de hotar. Și mă gândesc la adunările fraților din diaspora. Dacă mai țineți cumva legătura, mai știți, și biserica, și bisericile creștine după Evanghelie au trecut prin același, să spunem, exod de enoriaș, de credincioși ca toate bisericile. Se vede asta. Și mai ales în mediul rural. În mediul rural, unde oamenii chiar n-au mai avut ce să facă. Au fost nevoiți să se ducă la muncă și să-și câștige existența. Cum vedeți dumneavoastră, până la urmă, procesul acesta, unii au făcut, s-au adunat,
au plantat biserici, dar foarte mulți s-au pierdut. În sensul că poate sunt în locații în care nu mai sunt adunări. Online-ul ăsta nu poate fi atât de bun astfel încât să acopere toate nevoile și încet, încet credința scade. Acum, să nu uităm și ce se întâmplă în România după pandemia aceasta și la noi. Sigur. Sunt oameni care au renunțat să mai meargă la biserică. Deci, pe de-o parte, unii prin plecarea din țară și o altă mare parte se spune cam ca o treime din credincioșii din România nu mai participă, din evanghelici, nu mai participă la nicio slujbă în persoană. După această situație, după această stare continuă de alertă. E o situație neplăcută și practic munca de ani de zile a misionarilor, a păstorilor, a slujitorilor de tot felul se duce de repede și până la urmă poporul lui Dumnezeu este în scădere. Unii oameni nu au făcut față. Una s-a trecut prin o încercare și boala și altele. Unii au rezistat, unii rezistă în continuare, dar unii au rămas fără putere. Ce le putem face? Ce mai putem face, mă gândesc? Ce soluții mai putem avea în problemele astea? Unul din lucruri, putem face multe lucruri dacă dorim. Dacă suntem gata să acționăm. Și mai este ceva. Dacă suntem gata să înțelegem că a trăi în Italia sau în Franța sau în Spania, nu înseamnă același lucru ca a trăi în România. Adică dacă eu încerc să-i spun tu în Italia trebuie să te comporți ca în România, având în vedere mediul de acolo, sigur, în un domeniu sfințenii. Da. Dar este o altă societate, o altă mentalitate. Un alt mod de a te raporta la biserică. Și atunci, unul din lucrurile pe care eu le-am văzut necesare, este ca cineva din România cu multă experiență duhovnicească, alături de soție, să meargă într-o anumită țară și să ai în fiecare țară una, două familii care să poate să fie așezată în centre strategice, pentru că eu am observat un lucru. Au plecat mulți tineri, au înființat adunări, dar n-aveau experiența conducerii. Asta e. Mulți dintre ei n-aveau nici chemare conducerii. S-a suplinit cumva prin pregătire, dar pregătire nu e ungere. Pregătire devii un bun teolog, dar nu un bun păstor. Și cu teologie nu ții adunare, doar cu teologie. Nu ții doar cu teologie, o ții cu păstorire. O ții cu exprimarea dorinței de a fi altul de ei. Eu așa am văzut o situație. Da, foarte bun. Să știți că e prima dată când aud asta. După 30 de ani de umbla pe calea Domnului, prima dată când aud o explicație, o declarare. Da. Eu am susținut asta. O familie în vârstă, cu autoritate în țară, adică să fie recunoscută ca o familie care, iertați-mi expresia, a spălat picioarele sfinților, să vă spun un termen, da? Foarte clar. Da, așa. Și pe care comunitatea din Italia să-și asume responsabilitatea că închiriază un apartament și că 3 luni pe an stă acolo, 3 luni în România, 3 luni pe asta. Asta este soluția pe care mi-am propus-o celor din sănătate. Nu s-a acceptat în câteva locuri, dar cei ce au acceptat lucrul acesta, pentru că în multe locuri, mai ales adunările biserice care nu au avut păstori, au chemat din România în fiecare duminică pe altcineva. Și iertați-mi expresia, s-a făcut varză. Există și practica aceasta la fel. Este un amalgam de învățături, fiecare cu stilul lui. Și vine eu duminica asta și spun, da, celălalt a zis bine, fratele, așa, dar vă spun eu ceva și mai bine. Și normal că după mine vine altul care o să spună și mai bine. Și tot așa o să spună, toți o să spună că e bine ce a spus înainte, dar e mai bine ce spun eu. Este tare greu. Și ce aș mai face eu? Este în cadrul uniunilor, departamentul acesta, o lucrare pentru slujitorii din diaspora ca să pot să fie în mijlocul lor mai mult. Pentru că ei sunt puși acum, la o vârstă destul de tânără și încă n-au învățat ce înseamnă lumea de dincolo. Ei trebuie să învețe și ceva teologie și ceva păstorire și este o presiune enormă pe ei. Și ce mi se frică mie cel mai tare este ce? Frica de eșec al lor. Pentru că sunt și mulți care nu-i voie ta și spune, ai distrus adunarea. Intenția bună nu este suficientă. Să fii plin de intenții bune nu este suficient. Trebuie să și poți.
să și vrei, să și poți, să fii pregătit și mai ales să fii chemat de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. O familie, două în diaspora și întâlniri anuale de susținere, centre de păstorire a păstorilor. Foarte frumos. Au nevoie de așa ceva. Bun, și pentru cei de acasă, cei care nu mai vin, e o provocare pentru slujitor să-i caute. În primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu uităm. Al doilea lucru este, am auzit expresia de genul acesta. 6 luni nu mai sună, de ce mă sună acum? Ce să-i spui? Că am avut și eu probleme mele și așa mai departe. Când ți-ai asumat o anumită slujire pastorală, trebuie să știi că ești responsabil de fiecare oaie, oiță, berbecuț din tumă. Ești responsabil? Ești responsabil pentru ei? Nu. Și este, din punctul meu de vedere, este unul din lucrurile simple, dar care pentru mulți oameni, mai ales pentru cei în vârstă și care s-au acomodat puțin cu tehnica, este dă-le un mesaj în fiecare zi. Dă-le un verset din Scriptură, o încurajare din Scriptură. Le demonstrez că chit că ei nu pricep că tu ai o listă și dai un ok și se duce la... el o primește ca de la tine. Băi, omul acesta, așa cum și cum ție îți place să cineva să spună ți-am simțit lipsa. Ce-i cu tine? Exact. Este... Ce pot să fac? E o încurajare mare. Frate președinte, ne apropiem de încheiere și aș vrea să închem cu o încurajare din partea dumneavoastră. Am vorbit de vremuri de criză, am vorbit de mărturia dumneavoastră. Am putea discuta ore întregi despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră, cum s-a folosit de dumneavoastră și cu mâna Lui cea tare v-a protejat atâtea ori și v-a dat binecuvântare atunci când ați avut nevoie de ea. V-a dat sănătate atunci. Și când o meritam. Și când o meritați. La fel face și cu noi și cu toată lumea, cred. Mi-aduc aminte de Scriptură. Femeile pleacă dimineața, duminică dimineața, la mormânt. Care este problema lor? Cine ne va da piatra de pe mormânt la o parte? Dar ele nu știu că deja e dată. Pe de o parte ne îngrijorăm de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Ne îngrijorăm de lucruri pe care de multe ori cred că ispitim pe Dumnezeu. Doamne, de ce m-ai lăsat? De ce? Doamne, de ce? Nimic nu le-a prins surprindere pe Dumnezeu. El este același. Eu mă schimb. Eu nu țin trendul, iertați-mă, eu nu țin pasul cu el. Dar el mă așteaptă. Cine va da piatra de cine va îndepărta această pandemie? Și dacă nu o îndepărtează? Și dacă nu o îndepărtează? Care este problema? Cu ce mi-afectează viața mea? Restricții sociale și așa mai departe. Ce să văd? Să văd ca un lucru care mă apropie de Dumnezeu. Mă face să mă încred mai mult în grijă al Dumnezeu. Mă face să înțeleg mai mult că voia Lui nu este voia mea. Că voia Lui poate să fie cu totul altfel. Cu totul altfel. Dar ce mi se cere mie este să înțeleg că chiar și în aceste vremuri grele, El tot aici este, tot cu mine este. Eu trebuie să rămân cu El. Ne apropiem de sărbătoarea Învierii, care este sărbătoarea speranței împlinite. Nu uit de versetul acesta și deși nu-L înțeleg în totalitate, zice, El va transforma trupul stării noastre smerite asemeni cui? Asemeni trupului Său. Asta e minunea. Nu înțeleg. Poate alții înțeleg. Eu nu înțeleg. Vorbeam acum de faptul că sunt oameni care pus în condiții așa de căinoase în mormânt, aruncați până la urmă într-un sfert de oră, puși acolo. Dar să nu uităm, cuvântul spune așa, marea își va da înapoi morținia. Păi ce nu mai rămas din ei? Le-a mâncat pește de mii de ani. Dar marea își va da morținia. Cu alte cuvinte, ce îmi spune? Nimic nu va scăpa de înviere. Dragii mei, să ne pregătim pentru înviere. Dar nu învierea care o sărbăm un an, ci învierea pe care o trăim în fiecare zi. Așa să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră, pe fiecare dintre noi, să trăim învierea în fiecare zi. Să arătăm, eu folosesc mai puțin naștere din nou, folosesc naștere de sus. E nașterea de sus din Duhul Sfânt. Pentru că doar așa înțelege că sunt și cetățean al cerului. Și că am obligații și drepturi și față de cer. Nu doar față de pământ.
Că într-o zi voi ajunge acolo. Voi fi acolo. Asemenea Domnului Iisus Hristos. Și voi spune și eu, ca și ceilalți, toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Inclusiv eu. Asta este partea sărbătorii învierii. Hristos cel înviat în noi este realitatea învierii noastre, prin puterea pe care o face Duhul Sfânt. Lucrul acesta să ne țină și treji, dar să mai ales să ne țină tari pe calea credinței. Amin. Amin. Slavă Domnului, frate președinte. Vă mulțumim. Frate Virgil. Ca să încheiem cu frate Virgil. Slavă Domnului, frate Virgil. Amin. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o încântare, o bucurie să stăm de vorbă, să împărtășim din experiența dumneavoastră și mai mult să vorbim despre credința practică. Ceea ce, într-adevăr, ne ține pe tărâmul acesta, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și noi vă urăm în continuare slujire cât mai lungă, putere din partea lui Dumnezeu și sănătate. Și de asemenea să aveți niște sărbători binecuvântate. Mulțumesc mult și tuturor celor care ne vor vedea, le doresc același lucru, din toată inima. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Până data viitoare, vă spunem la revedere!